Țara lui Andrei este un proiect de responsabilitate socială finanțat de Societatea Românească de Petrol și Gaze. De 5 ani, acest program îi susține pe toți cei care vor să-și construiască singuri viitorul și să creeze împreună o țară mai bună în fiecare zi. Iar reprezentanții Colegiului Metalurgic au demonstrat că pot purta cu mândrie titlul de cetățeni în Țara lui Andrei, după ce proiectul lansat în concurs a obținut finanțare nerambursabilă de 8.000 de euro. Banii vor fi folosiți pentru dotarea unui laborator și atelier autoșcolar. A fost o ambiție a noastră, dar și o necesitate. Știți, e vorba românului, nevoia te învață. În planul de învățământ la școala profesională, în anul 3, la clasele de mecanici auto, există 60 de ore de conducere auto pentru fiecare elev, ceea ce este imposibil să realizezi din cauza consumului de utilități, dar pentru faptul că elevii sunt minori și nu au dreptul să părăsească, să facă școala de șoferi în oraș. Și asta ne-a dat ideea să achiziționăm, la baza acestui proiect, să punem achiziția unui simulator auto și a unui elevator. Perioada de implementare a proiectului este de 7 luni. Proiectul se numește Automobilul meu. Scopul acestui proiect a fost dotarea corespunzătoare a laboratorului și, în principal, a atelierului autoșcolar, astfel încât să crească nivelul de pregătire practică a elevilor noștri. Cei mai câștigați în urma acestui proiect sunt elevii, cei care se vor pregăti ca mai târziu să poată să lucreze în meseria pe care și-au ales-o. Aștept de mult să înveți să conduci pe simulator? Da, de ce nu? Putem să învățăm dinainte să ne apucăm de școală. Cum este un simulator auto? Simulatorul auto este un simulator care ne învață să conducem. Elevatorul este o mașinărie care ne ajută să ridicăm mașina pentru a o repara. Colegiul Metalurgic este singura unitate de învățământ din Olt care a câștigat anul acesta concursul Țara lui Andrei.